Bună ziua. Deci, am fost nominalizată la premiul Nobel povești de unghi glumesc. Deci, am fost uh, tăguită de prietena mea Monica de la Grădina cu Idei să fac acest tag mișto de relaxare. Vedeți că n-am nimic pe față. Machiaj, ruj, absolut nimic o simplu în toată naturalețea mea. <laughs> Hai să începem. Deci, prima întrebare zice așa, două metode de relaxare prin care nu dai greș. No, la mine stă în felul următor. Prima metodă, cred că e dansul. Exact cum au spus și ea, că relaxarea poate fi și prin o activitate care să o faci, nu neapărat să stai ploștit în pat, Mă relaxează foarte mult să dansez după melodii din astea mexicani, gen Maluma, gen Becky, gen, să zicem, Despacito. Da, nu vrea și mă vedeți. <laughs> și a doua, cred că ar fi statul ăla așa, ploștit în pat și să mă gândesc la copilării sau, sau să privesc desenile alea din copilării cu Marcelino cu uh, scooby -Doo. bine că mai sunt și acum, dar nu mai sunt așa cum erau înainte, cu ciocanitoarea Audi, da, cred că asta, remember, așa, ceva de genul. Ok, următoarea întrebare este că cum vă relaxați în anotimpul cald? Uh, în anotimpul cald, cred că cel mai bine mă relaxez când stau la umbră. V-am spus că nu suport căldura, aia care mă doboară, <coughs> să stau undeva la umbră și relaxată și am apă lângă mine, că altfel mor. <laughs> Cum vă relaxați în anotimpul rece? Oh, asta e faină întrebare. Cred că stând în plapumă, dacă e frig, așa, până aici, dacă se poate, fac o gaură la plapumă și mi ia nasul. Și cu un ceai și cu la un film de la fain, la un film de la... Bă, mi-mi plac filmele alea cu în care e și acțiune și comedii și tătânil, mai ales comedii doamne, dacă îl văd pe Jim Carrey, deci, o terminată. <laughs> îmi place foarte mult Jim Carrey. Următoare întrebare, cum vă beți cafeaua? Înainte uh, am băut cafea, înainte am băut cafea, îmi plăcea să o beau așa lent. Nu se chem foarte mult pe ea, tătăzua, da, și fie așa mai lent, nu ca După ce am aflat că sunt însărcinată, nu am mai băut cafea deloc. Adică așa, poate e o gură de poftă și acum mai au poate 2 ml de poftă. Deci foarte puțin, dar în general nu beau cafea. Următoare întrebare. Când vă relaxați? Când deci vă relaxați când faceți treabă sau faceți treabă, relax, treabă? mai exact cum o spus și ea, dacă am treabă prin casă, de exemplu, fac curățenie, apoi nu ies, dar și până nu o termin. <lătători> Tot. Așa fac și în grădină. Dacă mă duc în grădină și nu termin, de acolo nu ies. Numai eventual dacă apare altă treabă, altceva, atunci da, ies. Dar îmi place să mă apuc de -o treabă și o termin. <lători> Așa, următoarea întrebare și... Ultima întrebare, două metode de relaxare pentru voi extravaganti. Eu cred că o și râdeți de mine, dar asta îs. Ce mi se pare mi Așa, nu, nu știu, poate vă și vi se pare normal, dar pe mine mă relaxează extraordinar de mult să stau jos pe iarbă închinsă și să închid ochii. Cred că o și să adorm. Îmi place la nebunii. Și chiar și jos în cameră îmi place să stau așa relaxată, simt că toți oasele mi se moaie și mă simt așa bine. Deci asta îmi place la nebunii să fac, să mă relaxez. Și a doua chestie care îmi place și o și zicesc că sunt nebună, dar asta îți nu aveți ce-mi face, mă relaxează râsul. Adică pot să am o stare de, nu știu, nașpa, așa, iure, foarte iure, dar mă relaxează și mă bine dispune bendeac. Nu trebuie și spune nici o glumă după pământ, nimic, nimic, doar și râde. Când îl aud cum râde, prăpădă de Deci, băi, l-am auzit de atâtea ori la, nu, la Aiumor. La -umor. Veneau concurenți acolo, spuneau ce aveau de spus și când venea câte unul de-astea bunoc și îl dădea pe spate, deci are un râs incontrolabil. Incont to incontrolabil. deci are un râs care pur și simplu pe mine mă face și bunesc în râs. De asta râsul lui mă bine dispune. ok, dragii mei, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Eu uit, am memoria slabă, dâng, Așa că eu o să te tăguiesc toți persoanele care se uită la mine și care au un canal de YouTube și dacă nu aveți, faceți-vă unul, dacă aveți ceva de spus și credeți că aveți ceva fain de transmis, faceți-vă unul, spuneți-vă părere. Eu vă nominalizez pe toți și pe toți și faceți și voi acest tag și eu îl fac amu chiar amul uh, luni, pentru că amu, am văzut videoclipul lui Monica. Îl fac, am usara, sper să-l și postez, dacă nu o să-l postez mâine, dar sper să-l postez asta seară. Mă grăbesc, mă bucur că am putut să-l fac, vă țuc și ne vedem data viitoare. Pa, pa!